Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Bună dimineața și bine ați venit la Focus la prima oră. Haideți să vedem împreună câteva dintre lucrurile importante care se vor petrece astăzi. De exemplu, legea offshore, prin care România va putea să-și asigure necesarul de gaz pentru consumul intern, va intra astăzi la vot în plenul Camerei Superioare a Parlamentului. De altfel, Senatul e prima cameră care o va adopta fără prea multe modificări față de forma guvernului. Proiectul de lege a fost convenit chiar cu investitorii care îl așteaptă de câțiva ani pentru a începe în sfârșit exploatarea în Marea Neagră. Actul normativ va fi trimis apoi la Camera Deputaților, care este foarte decizional pentru această lege. Astăzi este ultima zi în care șoferii care au polițe RCA emise de City Insurance trebuie să încheie o nouă asigurare la un alt asigurator. Din cauza falimentului acestei companii, polițele RCA emise expiră la miezul acestei nopți, chiar dacă mai aveau încă perioadă de valabilitate pe hârtie. Da, noi tot repetăm acest lucru pentru că situația este foarte complicată. Conducătorii auto aflați în această situație își pot recupera banii pe lunile de valabilitate rămase doar dacă se adresează fondului de garantare a asiguraților. Cei care nu vor încheia noi polițe RCA riscă amenzi de până la 2000 de lei, rețineri certificatului de înmatriculare și retragerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare. Șoferii implicați în accidente rutiere provocate de asigurații City Insurance nu vor putea fi despăgubiți începând de mâine. Mâine nu mai ies, merg doar pe trotuar. Cu bicicletă. Atâta. Bun, și revenim la gazul, la gazul rusesc care tranzitează Ucraina. Mai corect ar fi să spunem și că există un nou jucător în lupta legată de gazul rusesc care curge spre Europa. Europa care încearcă să se pună de acord asupra unui embargo. Din cauza războiului din Ucraina a decis să oprească fluxul printr-un nod de tranzit aflat în regiunea controlată de trupele ruse. Decizia este motivată tocmai de lipsa siguranței transportului în contextul războiului. Pe de altă parte, Gazprom spune că această mișcare nu poate acoperi toate nevoile specificate în contractele cu partenerii europeni, pentru că alternativele sunt insuficiente și duc la o scădere a volumului livrărilor. Cert este că Ucraina este o rută importantă de tranzit a gazelor rusești, iar Federația Rusă are nevoie de bani. Haideți să vedem și alte știri ale zilei. Caz șocant în județul Argeș, o educatoare de la o creșă de stat din Pitești a ajuns pe mâna poliției fiind acuzată de purtare abuzivă. Femeia de 44 de ani este acuzată că a agresat fizic și verbal mai mulți copii pe care îi avea în grijă. Cei mici au maximum 3 ani. Educatoarea a fost pusă sub control judiciar. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Întreaga poveste a ieșit la iveală după ce una dintre mame a povestit pe grupul de WhatsApp cum fetița ei a ajuns acasă de la creșă cu vânătăi. Aflat ulterior că educatoarea ar fi bruscat-o pe copila de 3 ani. A acuzat niște dureri în jurul zonei intime. Soția a întrebat-o ce s-a întâmplat, i-a spus că a lovit-o doamna. A întrebat-o cum s-a întâmplat, i-a spus că a trântit-o pe o liță. Pur și simplu a luat-o și a trântit-o pe o liță, după care a spus că a început să plângă și a spus să tacă, că dacă nu, o dă afară. Mesajul a stârnit zeci de reacții și mai mulți părinți au început să se plângă de comportamentul abuziv al educatoarei. Discuțiile au ajuns și la șefa creșelor din Pitești, care a cerut deschiderea unei anchete interne. Erau niște discuții generale, că au suspiciuni cu privire la niște fapte de agresiune asupra copiilor lor. De regulă, agresiune fizică sau verbală. Inițial, educatoarea a fost vizată doar de o anchetă a instituției. Pentru că părinții fetiței agresate au făcut însă plângere la poliție, pe numele educatoarei a fost deschis un dosar penal. Anchetatorii au obținut dovezi că femeia i-ar mai fi lovit pe copii în cel puțin două rânduri, așa că au reținut-o pentru 8 ore. Ați ajuns să faceți și plângere la poliție? Da, pentru că pe 4-a, 5-a a fost surprinsă doamna educator de o colegă de-a dânsei care supraveghea copiii, o doamnă îngrijitor, a fost surprinsă cu mâna în gâtul fetiței mele. Din cercetări s-a stabilit faptul că femeia, în calitate de angajată a unei instituții care asigură îngrijirea copiilor până la vârsta de 3 ani, ar fi agresat fizic minor pe care îi avea în grijă. După administrarea probatorului, femeia a fost reținută pe bază de ordonanță, urmând să fie prezentată parchetului de pe lângă judecătoria Pitești cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Femeia este educatoare din 2018, iar înainte a lucrat tot în sistem ca îngrijitoare. În momentul în care a fost luată la întrebări, a negat toate acuzațiile. A recunoscut că i-a agresat pe copii? Nu. Procurorii au decis ca educatoarea să fie plasată sub control judiciar pentru 60 de zile. În toată această perioadă, ea nu are voie să exercite profesia de educator sau alte activități care au legătură cu copiii.
E bine, poliție, percheziții și control amănunții. De asta au avut parte pasagerii unui zbor Londra-Satu Mare. Un bărbat și-a uitat în toaleta aeronavei portmoneul, iar un alt pasager l-a luat. Omul avea 950 de lire. Când s-a văzut fără acte și fără bani? A dat omul alarma. Colegul nostru Claudiu Mihuț vine cu toate detaliile. Bună dimineața, Claudiu. Ce s-a întâmplat până la urmă acolo? Bună dimineața. Bun găsit! Incidentul a avut loc ieri dimineață într-un avion care zbura pe ruta Londra-Satu Mare. Un bărbat în vârstă de 50 de ani și-a uitat portofelul în toaleta aeronavei. Până ce și-a dat seama de toate cele întâmplate, un alt pasager în vârstă de 35 de ani a folosit baia și a sustras din portmoneu suma de 950 de lire. Bărbatul s-a speriat și a anunțat pe membrii echipajului care au dat alarma, au anunțat poliția, iar oamenii legii au început să-i interogheze și să-i percheziționeze pe suspecți după ce avionul a aterizat pe aeroportul din Satu Mare. După aproximativ o oră, făptașul a fost identificat și a fost condus la sediul poliției pentru declarații. Momentul stânjenitor nu s-a oprit însă aici. Bărbatul păgubit a trebuit să le dovedească polițiștilor că avea suma respectivă la el atunci când s-a îmbarcat la bordul aeronavei. Șansa lui a fost că a păstrat bonul primit de la bancomat. Mulțumim frumos, Claudiu. A fost supărare mare aseară la Cluj-Napoca, asta după eșecul echipei Universității Cluj în fața echipei Hermannstadt. Galeria Universității Cluj s-a adunat în fața stadionului Cluj Arena pentru a-i apostrofa pe jucător după înfrângerea cu echipa din Sibiu. Rușine să vă fie! Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Un suporter s-a urcat pe o schelă metalică de unde le-a strigat jucătorilor că nu merită să joace la Universitatea Cluj. Fotbaliștii au încercat să-i liniștească pe fani, însă unul dintre ei a fost la un pas să fie agresat de suporteri atunci când a încercat să se apropie de cei din galerie. Mai multe detalii despre meciul de aseară din Liga a doua vom afla și de la colega noastră Marina Nițelu la sport. După ce a primit o condamnare de 3 ani la închisoare, Alexandru Mazăre, fratele fostului primar PSD Radu Mazăre, s-a predat aseară. Își va ispăși pedeapsa la penitenciarul Rahova. În anul 2016 a fost trimis în judecată alături de fratele său pentru luare de mită. Un om de afaceri le-a dat celor doi suma de 175.000 de euro ca să-i faciliteze câștigarea unei licitații pentru construirea unor locuințe sociale în Constanța. Banii ar fi fost împărțiți, astfel 95.000 de euro au fost virați într-un cont privat al fostului primar, iar 80.000 de euro în contul fratelui său, Alexandru Mazăre. Ambele conturi erau deschise la o bancă din Israel. Acum instanța supremă a decis încetarea procesului penal pe numele omului de afaceri și pe numele lui Radu Mazăre și confiscarea sumei de 80.000 de euro de la Alexandru Mazăre. Ce de Mazăre? Și ce de bani? Bine că s-au confiscat banii. Da. Mulți ar spune că nu este suficient pușcăria, ci oamenii, statul trebuie să-și recupereze, de fapt, pagubele de la oamenii. Ceea ce, da, care până la urmă este foarte important, da. România ajung să cumpere pâine cu porția. Scumpirile au atins și acest sector, iar bana la franzelă și-a dublat prețul. Aflăm mai multe detalii la Focus la prima oră. Banca Națională a României a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară de la 3% la 3,75% pe an. Potrivit BNR, inflația se va menține la un nivel de două cifre până la a doua jumătate a anului viitor. Analiștii financiari spun că decizia va duce la creșterea ratelor pentru credite în lei cu dobândă variabilă, precum și la majorarea roborului. Însă mai multe detalii și ce alte implicații va avea această decizie aflăm de la Adrian Negrescu, consultant financiar. Bună dimineața, Adrian! Bună dimineața, Adrian! Bună dimineața, bun găsit! Ei bine, de ce a trebuit Banca Centrală să ia această decizie? E cumva în legătură cu Ucraina, cu războiul de acolo și economia? Nu neapărat. Are legătură cu inflația, această boală de care suferă România și care nu poate fi tratată decât cu aceste pastile de creștere de dobândă. E o chestie absolut normală. Ce se dorește prin aceste creștere de dobândă? Să mai limitezi din potențialul de consum, în așa fel încât prețurile să începă să scadă. Pentru că firmele, dacă nu își vor mai vinde produsele la nivelul la care vând în momentul de față, o să trăiască să mai taie din prețuri. Ei, problema nu cred că se va rezolva cu aceste creștere de dobândă, pentru că la noi prețurile
prețurile au crescut nu neapărat într-un mod natural, au crescut din cauza triplării prețurilor la energie și gaze. Mai mult ca sigur ne-am tăiat singur craca de sub picioare. De ce? Pentru că mare parte din energia și gazele pe care le consumăm noi în țară le producem noi prin firmele statului. Și odată ce ne-am crescut singur prețurile, acum tragem consecințele. Ce înseamnă această creștere de dobândă? Păi înseamnă rate mai mari, da? Credite mai scumpe și acces mai dificil la creditare. Până în 2024 să ne așteptăm la creșteri de prețuri și la dobânzi mai mari. Abia din 2024 sperăm că lucrurile se vor așeza cât de cât pe un făgaș normal din punct de vedere economic. Adrian, dar măcar la nivel speculativ în acest moment, cam la ce nivel crezi că vor ajunge dobânzile la depozite după această decizie a băncii centrale? Și spuneai tu că, într-adevăr, vom ajunge cumva să nu mai putem lua credite imobiliare inclusiv? S-au înăsprit deja condițiile de creditare, nu mai e așa ușor să iei un credit. Chiar băncile sunt mult mai atente atunci când împrumută, se uită foarte atent la venituri, pentru că și lor le teamă că oamenii s-ar putea să nu mai aibă cu ce să plătească și din această perspectivă s-ar putea să rămână cu banii dați și cu apartamentele care se le scoate la vânzare. Asta este și motivul pentru care se dau din ce în ce mai greu credite. Contează foarte mult fiecare ce venit are și nu se mai împrumută decât la 20, maxim 30% din venituri. Și asta e un lucru bun din punctul meu de vedere, pentru că ce am dovedit noi în acești ani, că n-am învățat nimic din lecția precedentei crize, ne-am împrumutat peste măsură populație, noi vorbim de populație în principal, ne-am luat credite, leasing-uri și lucruri de genul ăsta, care iată acum plătim nota de plată. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ne costă din ce în ce mai mult, ca aproape 30-40% ratele față de anul trecut și probabil vor fi din ce în ce mai mari. Legat de cum va evolua creditarea, lucrurile sunt simple. Probabil mulți dintre români, din păcate, vor trebui să fie executat silit, pentru că nu o să mai aibă ce să-și plătească. Bun, și ce se întâmplă când vine vorba de micii întreprinzători? Pentru că am vorbit cum îi afectează pe oamenii normali. Ne, uite, asta este marea problemă, că atunci când cresc dobânzile pentru a tempera inflația, nu face altceva decât să limiteze accesul companiilor la creditare, în condițiile în care peste 90% din firmele românești sunt slab capitalizate. Abia se descurcă cu banii și creditul bancar era o formă prin care reușeau să-și facă rost de banii necesari pentru a face investiții, pentru a-și plăti salariile, pentru a derula afaceri pe credit furnizor și alte lucruri de acest gen. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, practic, va trebui să trecem printr-o criză semnificativă, printr-o boală, adică prin recesiune, ca să ne revenim. V-am zis, suntem ca un bolnav care are o febră foarte mare, inflația, și noi o tratăm cu niște pastile. Nu va fi de ajuns. Va trebui să ducem boala 2 ani de zile, ceva după aceea să ne revenim. Asta înseamnă recesiune și Banca Națională ne-a și spus acest lucru, că e posibil să intrăm într-o asemenea perioadă. Și în tot acest context, iată că pâinea noastră, cea de toate zilele, a ajuns să fie cumpărată cu porția de români. Clasica franzelă ajunge la aproape 2 lei. E bine, lanțul scumpirilor pornește de la sursă, fermierii au cheltuit mai mari și au și crescut prețul grâului. La rândul lor, distribuitorii au simțit din plin scumpirile la carburanți și comercianții au cheltuieli mai mari și au scumpit și ei produsele. Făina a ajuns să coste cu peste 20% mai mult față de anul trecut. În final, cel care resimte toate aceste scumpiri este românul de rând, cumpărătorul care a găsit repede o soluție, cumpără mai puțin. La 2,20 lei. S-a scumpit? S-a scumpit, da. Cu cât o luați în urmă cu un an, de exemplu? Nu mai știu, cred că 1,20 lei. Un leu mai mult dați acum pentru pâine. Da. Alimentul de bază la români, pâinea, care nu lipsește de la nicio masă, ne ustură la buzunare. S-a scumpit cu aproape 17% în ultimul an, potrivit BNR, mult peste media inflației. Și materia primă, făina, s-a scumpit cu peste 20%. Făina era 900 de lei tona, cu 2000 și ceva de lei tona. Deci, anul trecut și grâul? Și grâul la recoltare a fost, sau anul trecut era 650, anul acesta vedeți că e 1600. O franzelă e aproximativ aproape 2 lei. Da, este aproape 2 lei, așa este, și e bine că nu mai crește deocamdată. Clasica franzelă albă costă acum în supermarket 1,89 lei, în timp ce o franzelă albă feliată costă aproape 3 lei, iar dacă vrem o pâine cu semințe, plătim și aproape 10 lei.
mai facem economie, acum mai reducem din buget. Prețul greului a atins maximumul ultimilor 14 ani, după ce Rusia a invadat Ucraina. Dar agricultorii s-au confruntat în ultimul an și cu alte probleme. Anul trecut cumpăram motorina cu 5,30 lei și acum o cumpăr cu 8,70 lei. Și o să se vadă și la raft, adică franzela, franzela a ajuns la 2 lei. Franzela va ajunge cât de urgent, va ajunge la 3 lei. Iar proprietarii de fabrici de pâine se văd nevoiți să țină pasul cu scumpirile, cum altfel crescând prețul. Pâinea pleacă de aici, din fabrică, la un preț cuprins între 2 lei și 6 lei, în funcție de gramaj. Marile magazine însă se vinde chiar și cu 50% mai mult. Avem o creștere la prețul pâinii datorită grâului, care s-a dublat prețul față de anul trecut, din cauza pandemiei, acum din cauza războiului. Și nu avem ce face, din păcate. Trebuie să mărim ca să supraviețuim. Nu doar creșterea prețului la grâu, la făină, la ulei influențează prețul final din raft al pâinii. Aici, de exemplu, la Pădureni, în micuța fabrică, pâinea este coaptă în cuptoare cu lemne. Iar în ultimul an, prețul metru cubului de lemn a crescut de la 300 la 600 de lei. Toate cerealele au atins niveluri record de preț. Uleiul a înregistrat creșteri de prețuri de peste 30%. Una dintre cele mai accelerate creșteri de prețuri a înregistrat-o uleiul. Acest brand, de exemplu, care este marca supermarketului și cel mai ieftin ulei din acest supermarket, costă acum la raft 9 lei. Cumpărăm cel mai ieftin ulei cu 9 lei. E cam jumătate apă ăla. Vă asigur, ăla nu e ulei. Noi nu putem să vindem ieftin, pentru că nu mi-acord, adică nu pot să eu trebuie să-mi scot banii pe care i-am investit. Dacă erau scoate, deci vindeam cum am vândut și până acum, cu 2,20 lei kilogramul, cu 2,80 lei. Tona de floarea soarelui se vinde cu aproximativ 3.500 de lei, însă marea problemă a României o reprezintă lipsa fabricilor. Din cauza că nu avem unde să procesăm materia primă, ajungem să exportăm floarea soarelui și să importăm ulei la prețuri mult mai mari. Anul trecut, recolta de floarea soarelui a României a fost de peste 11 milioane de tone, cea mai mare producție din 2007 încoace. În ceea ce privește grâul însă, țara noastră a obținut doar 6,4 milioane de tone, recolta fiind diminuată cu peste 40% din cauza secetei. E, și ne întoarcem evident la Adrian Negrescu pentru a afla dacă majorarea ratei dobânzii, deci decizia băncii, va afecta cumva povestea asta, prețul alimentelor, nu? Și dacă da, cam în cât timp, Adrian? Bun găsit din nou! Bun găsit din nou, dar cu siguranță va afecta, pentru că scumpirea creditării afectează companiile care la rândul lor scumpesc produsele. Se întâmplă lucrul ăsta foarte natural, într-o lună, maxim o lună și jumătate, le vom vedea la raft. În iunie, atunci când și Banca Națională ne spune că va fi cel mai ridicat nivel al inflației, că cele mai mari creșteri de prețuri. Pentru mulți dintre români, da, din păcate, visa la hipermarket va fi ca la muzeu. Vor admira produsele și nu vor permite. Cam despre asta este vorba. Ne întoarcem într-adevăr la cartofi, mâncarea săracului, care s-a scumpit și ea cu 43%, la pâine, la margarină și la ceea ce putem să mai punem pe masă. Din păcate, jumătate din populația României câștigă până în 2000 de lei. Păi ce mai poți face cu 2000 de lei în România în condițiile în care facturile la energie și gază costă jumătate din acești bani? În condițiile în care am și văzut în materialul precedent că avem costuri de producție în creștere. Până unde această creștere nu va mai putea fi suportată de noi, cei care trebuie să cumpărăm? Hey, uite, vestea bună este că scumpirile astea sunt ca un elastic. Dacă tragi prea mult de prețul, la un moment dat nu-ți mai cumpără lumea și rămân cu mărfurile pe raft. Motiv pentru care la noi, având în vedere și puterea scăzută de cumpărare extrem de redusă, nu vor fi atât de mari ca afară scumpirile, dar vor fi semnificative, pentru că avem salarii și pensii foarte, foarte mici. Ce e important de spus este că aceste scumpiri continuă, vor continua toată vara, iar abia în decembrie 2023 inflația va reveni la un ritm cât de cât, adică un 3%. Până atunci, scumpiri. Așa că trebuie să ne pregătim, să ne punem bani deoparte și să avem grijă de modul în care cheltuim, pentru că asta este. Trăim într-o economie în care plătim nota de plată a celor 2 ani de pandemie, da, celor 2 ani de COVID, când s-au tipărit 9 miliarde de dolari, 9 trilioane de dolari și 4 trilioane de euro, și acum toți acești bani tipăriți la tipanița de bani trebuie luați înapoi și sunt luați înapoi, din păcate, prin inflație. Mulțumim tare mult, Adrian, pentru intervenția ta. Mulțumim frumos, Adrian. Deci el este optimist din 2024. Iunie, iulie, vârf, după care... Până atunci este în așteptare. Da.
da. Și vorba lui, mergem la cartofi, mâncarea săracului, care și ei sunt mai scump cu 43%. Sau la supermarket, ca la muzeu, cum zicea, nu? Da. Admirăm. Vorbim în continuare de o acțiune specială la Cluj-Napoca, o rață cu bubocii a mers la școală. Și nu vorbim deloc la figurat, vedem imaginile pe larg la Focus la prima oră. Trenul Regal a pornit ieri într-o călătorie simbol cu ocazia Zilei Regalității. A plecat de la București, iar ultima oprire a avut-o la Galați. Oamenii l-au așteptat cu sutele și toți își doreau să o vadă pe Majestatea sa Margareta, pe Alteța sa Regală Principele Radu și pe Alteța sa Regală Principesa Sofia. S-a stat la cozi uriașe pentru vizitarea garniturii regale. Cu emoție, cu flori în mână, cu stegulețe și cu fotografii ale cuplului regal, gălățenii au venit în număr extrem de mare în gară pentru a-i întâmpina pe Majestatea sa Margareta, Alteța sa Regală Principele Radu și Alteța sa Regală Principesa Sofia. Altețele regale au fost primite cu pâine și cu sare. M-a impresionat foarte mult cele două prințese când au venit. Am reușit chiar să le dau și niște flori. M-a ajuns destul de în față și am fost decisă și ating. Am avut norocul. Da. De mult. Am întâlnit-o în 2018 la Iași. Gălățenii s-au înghesuit să facă poze cu altețele regale, iar cei mici au fost fascinați de imaginea din gară. După plecarea familiei regale, oamenii au stat la cozi interminabile, doar ca să aibă ocazia de a urca în tren. Cu toții voiau să vadă cum arată un tren regal pe dinăuntru. Gândim la vârsta care o are, într-adevăr, e deosebit. Trenul regal al României a fost comandat de regele Ferdinand I în anul 1926, la Milano. Garnitura a fost livrată în 1928, la un an după moartea regelui Ferdinand. În prezent, este folosit de către Majestatea sa, Margareta, custodele coroanei române. Pe vremuri, trenul avea o locomotivă cu aburi, acum aflată în curs de restaurare, și 5 vagoane. Vagonul sufragerie, vagonul regelui al reginei, vagonul invitaților și vagonul dedicat personalului casei regale. Oradea găzduiește zilele acestea Festivalul Fotografiei Europene. E practic o excursie ilustrată în orașe mai puțin cunoscute de pe continent, lucruri și locuri prea puțin promovate, care merită să fie scoase la lumină. Putem găsi destinații inedite de vacanță, surprinse de către fotografi profesioniști din toată lumea, descoperim culturi, obiceiuri, medii sociale sau evenimente desfășurate pe bulevarde. Sunt foarte bine. Peste 70 de fotografii sunt expuse zilele acestea în cetatea din Oradea. Tematica? Străzi europene. A fost aleasă cu un singur scop, promovarea zonelor mai puțin cunoscute din Europa. Instantaneele descriu arhitectura clădirilor, cultura, traiul și obiceiurile localnicilor din orașe precum Edinburgh, Valletta, Cernăuți, Sighișoara, Salonta, Târgu Mureș sau Oradea. Dar nu lipsesc nici fotografiile realizate în zonele mai puțin celebre din marile capitale precum Londra, Viena sau Praga. Prima dată la această fotografie mi-a plăcut foarte mult, dacă vedeți, simetricitatea, cum e de simetrică. Și ca și expoziția asta, străzile europene, e foarte important să realizăm fotografiile astea, fiindcă trăim în Europa și ca să vadă și ceilalți cât de frumoasă e Europa noastră. Scopul tematicii din acest an este de a promova și altfel unele destinații de vacanță, dar și de a-i transmite publicului că o imagine realizată într-o călătorie poate fi transformată într-o adevărată operă de artă. Este o provocare, pentru că, în general, noi nu ne dăm seama că pe stradă se întâmplă foarte multe evenimente. Deci de dimineață până seara și noi suntem participanții la acest spectacol. Vernisajul s-a bucurat deja de un număr mare de vizitatori dornici să vadă cum arată unele orașe ale bătrânului continent prin lentilele de fotograf. Cele alb cu negru mi-au plăcut mai mult decât astea colorate, deși sunt mai aspectoase, dar poate că din nostalgie îmi plac cele albe negre. Expoziția va mai rămâne la Oradea până pe 17 iunie. În aceeași locație, vizitatorii pot admira și un inedit muzeu al aparatelor de fotografiat.
E bine, și ceea ce urmează nu vedem în fiecare zi, nu se întâmplă prea des. S-a tot vorbit zilele acestea că se reia pauza mare în școală. E bine, se pare că despre asta a auzit și o mămică cu puii ei și nu alintăm pe nimeni când spunem asta. Haideți să vă explic. O rață cu bobocii ei au intrat agale în curtea unei școli din Cluj-Napoca. Priviți! Nu vă apropiați! A fost escortată, ați și auzit, mai departe, mai departe, să nu le speriați. A fost escortată cu grijă în afara școlii, pe semne nu era pauza mare, dar ce să vezi, rața era, ați văzut, hotărâtă. N-au primit-o în prima școală, s-a dus la a doua, iar bobocii cu minți, ce după mare. Ei bine, aici n-a mai fost scoasă din curte, dar mămicile prezente acolo au sunat la poliția locală și la mai multe asociații antibraconaj pentru a cere ajutor. Și l-au primit. A fost o operațiune care a paralizat traficul pentru că rățuștele au trebuit să fie escortate până în parc, la lac. Acolo unde le e locul. Nu cred că se simțeau nici ele prea bine în curtea școlii. Șefa Comunității de Informații din SUA, Avril Hains, a declarat ieri că războiul dus de Vladimir Putin în Ucraina va escalada în lunile următoare și că victoria din Donbas ar putea să nu pună capăt acestui război. Vladimir Putin și-ar putea continua drumul către Transnistria. Avril Hains este de părere că pe termen scurt liderul de la Kremlin vrea să pună mâna pe regiunile separatiste Donbas și Luhansk, să controleze orașul Herson, iar mai apoi să extindă un pod pe uscat în sudul Ucrainei până în Transnistria. Republica Cehă va înlocui Rusia în Consiliul pentru Drepturile Omului. Decizia a fost luată ieri de Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Rusia a fost suspendată luna trecută din cauza războiului inițiat în Ucraina și era în al doilea an dintr-un mandat de 3. Cehia a fost aleasă cu 157 de voturi pentru, în timp ce 23 de țări s-au abținut. Mandatul Republicii Cehe a și început. Și-am vara. Așa da, este. Ne spune Roxana, dacă așa e. Bună dimineața, bun găsit tuturor! Într-adevăr, vine vara, se încălzește în aproape toată țara, temperaturi de vară, dar până să vă dau mai multe detalii cum va fi la noi în țară, haideți să vedem pentru început cum va fi atmosfera pe continent. Așadar, în nordul și nord-vestul Europei, cerul va avea înnorări și va ploua. În restul continentului, vremea va fi frumoasă, cerul va fi variabil și doar izolat va ploua slab. Vântul va fi destul de activ în regiunile vestice, nordice, central-nordice și estice. Temperaturile vor crește ușor în sudul, centrul, estul, nord-estul Europei și vor scădea în nord-vest. La noi în țară astăzi se încălzește, maximele vor fi cuprinse între 17 și 28 de grade, pe cer vor mai fi câțiva nori și este posibil să plouă slab în centru, în sudul țării, dar și la munte. Mâine vremea va fi frumoasă și deosebit de caldă pentru această dată, maximele vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade, cerul va fi mai mult senin, însă vor fi și unele înnorări în nordul extrem al țării, unde spre seară vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va avea ușoare intensificări pe litoral și pe crestele Carpaților orientali. Și în București se încălzește, termometrele vor indica astăzi o maximă de 25 de grade. Mâine vom avea parte de vreme frumoasă, va fi deosebit de cald pentru această perioadă. Maxima va fi atât de 29 de grade. Vineri se mai încălzește puțin și vor fi 32 de grade la amiază. Cerul va fi variabil cu unorări temporare în a doua parte a zilei, când vor fi posibile averse slabe însoțite de descărcări electrice. Și la munte va fi atmosferă plăcută, vremea se va încălzi în toate masivele, cerul va fi variabil cu unorări temporare și posibile averse slabe. Deocamdată atât despre vreme, însă vă aștept și ora viitoare să vă spun cum va fi vremea la mare. Irina Daniel. Mulțumim frumos! Începe campania de combatere a căpușelor. Pericolul este foarte mare. Mușcătura poate provoca boli și mulți nu știm cum să procedăm în caz că suntem atacați. Aflăm mai multe după publicitate. Îmi spune. Am revenit. Hemoragiile spontane sau vânătăile inexplicabile sunt cele mai comune semne ale hemofiliei. E o boală genetică rară care înseamnă că sângele nu se coagulează normal din lipsa unor proteine specifice. În prezent, peste 1600 de români luptă cu această afecțiune. Aflăm mai multe despre această boală rară la Sănătate cu Stil, rubrică realizată și prezentată de colega noastră Luciana Indre.
Bună dimineața! Hemoragiile spontane sau vânătăile inexplicabile sunt cele mai comune semne ale hemofiliei, o boală genetică rară care înseamnă că sângele nu se coagulează normal din lipsa unor proteine specifice. Sunt peste 1600 de pacienți care luptă cu această afecțiune în România, iar principala provocare este rezistența la tratament. Aproximativ una din patru persoane cu hemofilie severă riscă să dezvolte inhibitori, adică anticorp care apără organismul împotriva factorului coagulant. Hemofilia face parte din grupul celor peste 7.000 de boli rare și, așa cum spun medicii, este o boală pentru o viață întreagă. Se produce aproape întotdeauna la băieți și este moștenită de la mamă, având la bază deficitul unui factor care participă la închegarea sângelui. Se caracterizează prin lipsa și deficitul unui factor de coagulare, factor 8, respectiv factor 9, hemofilia A și B, un factor care, dacă lipsește, fragilizează, perturbă procesul normal al coagulării și expune, practic, persoana respectivă la risc de sângerare. La un risc de sângerare care nu este numai post-traumatică, post-chirurgicală, ci este cu pseudo-spontană, de ceea ce înseamnă că absolut în condiții normale de mers, de urcat de trepte, de alergat, traumatismul lovirii celor două capete ale oaselor picioarelor, epifizele, pot să reprezinte un traumatism suficient de puternic ca să apară sângerarea. Hemofilia nu se vindecă, dar în ultimii ani s-au făcut progrese remarcabile în ceea ce privește îmbunătățirea calității vieții pacienților. Principalul tratament este terapia de înlocuire cu factor 8. La ora actuală există un standard de aur, așa se cheamă. Standard de aur înseamnă o substituție a factorului la un nivel care să asigure o hemostază acceptabilă. Deci dacă în mod normal concentrația de factor trebuie să, nu, spunem că normal este când ai 100%, să ar fi normalul, formă severă de hemofilie are sub 1%. Deci între 1 și 5% e formă moderată, 5-40% este formă ușoară. Deci noi vorbim, mai ales în România, pentru că aceștia avem în tratament, sunt cei mai mulți cu forme severe și forme moderate de boală. Standardul de aur este substituția, o substituție care, vă spuneam, să asigure acest nivel. O provocare majoră pentru tratamentul hemofiliei este dezvoltarea de către organism a unor inhibitori, adică anticorpi produși de către sistemul imunitar ce atacă factorul 8, recunoscut ca străin de către organism. Tratamentul este un tratament greu, non-confortabil, poate greu de acceptat și care de multe ori și duce la non-aderență. De ce? Pentru că tratamentul clasic, deci cel care a fost până acum, de clasic, este un tratament intravenos. Un tratament intravenos pe care trebuie să-l faci la hemofilia de 3 ori pe săptămână, în condițiile sub profilaxiei, și de 2 ori pe săptămână la hemofilie. Dar asta nu o săptămână, nu o lună, nu un an, ci o viață întreagă. Schema și dozele de tratament depind de severitatea bolii și sunt stabilite de către medicul curant. Cu un management corect al bolii, pacienții pot avea o durată a vieții aproape normală. Practic, se poate vorbi de o speranță de viață absolut egală cu a persoanelor non-hemofilice și o calitate de viață, așa cum v-am spus eu, sunt toți frumoși, umblă drept și fac sport și vezi și o să mă și supăra, zic eu, de ce trebuie neapărat unii să facă fotbal și rugby și alte sporturi din acestea contundente și noi să avem cantitatea aceasta mică încă de factor. Pentru că cu 4 unități nu poți să faci mai mult. În România sunt peste 1600 de pacienți cu hemofilie, care sunt tratați în principal în cele 3 centre de hemofilie din România: Institutul Clinic Funden, Centrul Cristian Cerban din Buziaș și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Luis Țurcanu din Timișoara.
Ei bine, Primăria Capitalei a început campania de combatere a căpușelor și a larvelor de țânțar. Pentru țânțar se va interveni pe toate malurile lacurilor din capitală, iar pentru căpușe, bineînțeles, în parcuri și pe toate spațiile verzi. Și bine știm că mușcătura de căpușe este extrem de periculoasă. Se pot dezvolta boli. Asta pentru că de cele mai multe ori nu o îndepărtăm așa cum se cuvine de pe piele. Motiv pentru care avem alături de noi pe Amalia Anghel, care e medic dermatolog și încercăm să aflăm mai multe. Bună dimineața, Amalia! Bună dimineața, bine venit alături de noi! Bună dimineața și bine v-am găsit! Bună dimineața! Și intrăm direct în subiect. Dacă ne mușcă o căpușă, da, pentru că suntem în plin sezon, ce facem primul și primul lucru? În primul și în primul rând, adesea o vedem, da, căpușa o vedem, e un mic punctuleț negru pe care îl observăm la nivelul pielii și vedem mușcătura. Ca idee, deși noi suntem dermatologi și putem să avem un diagnostic, pentru că avem experiența clinică, putem să vizualizăm inclusiv cu dermatoscopul, așa cum știm și am zis mai devreme, poate să inducă apariția unor boli. Prin urmare, noi putem să îndepărtăm, dar trebuie să evaluăm pacientul ulterior și trebuie trimis într-un serviciu de boli infecțioase. Pentru că putem dezvolta, dacă o spuneați mai devreme, o boală ce se numește borelioză. Deci trebuie să avem niște investigații de completare după ce noi îndepărtăm această căpușă, Amalia, pe care o putem face. Bun, și da, hai să pornim de la premisa că omul totuși se încăpățânează și smulge acea căpușă. E clar că nu trebuie să facem neapărat asta, dar dacă o facem, cum ar trebui să o facem în cea mai mare siguranță? Dezmulți căpușa este relativ ușor, că așa cum spuneam, o vedem și o putem îndepărta. Din păcate, riscul cel mai mare este cel ulterior. Să știți, am avut în cabinet pacienți care au venit la un interval de timp considerabil, așa cum a spus dumneavoastră. Au fost mușcați, au îndepărtat-o singuri, când au început să dezvolte simptomatologie. Uneori simptomatologia este cu debut cutanat, adică au venit la noi, la medicul dermatolog. Și în tot tabloul de investigații, pe acea leziune reziduală, pentru că uneori rămâne un mic semn inflamator, noi am completat cu investigațiile biologice și, v-am spus, ulterior a dezvoltat această boală. Deci chiar dacă o îndepărtăm, nu ne scutește neapărat de risc. Dar asta este un lucru foarte important. Dar este obligatoriu ca după îndepărtarea ei să luăm acea doză de antibiotic sau medicul stabilește? Da. Este obligatoriu. Acum, așa cum spuneam, noi trebuie să facem toate investigațiile biologice. În schimb, este extrem de util să avem acea doză profilactică de care povesteați. Așa este. Eu vreau să insist și spun, sunt mulți oameni care folosesc o pensetă, care acopere cu spir, pentru că zic atunci se îmbată căpușa, nu știu. Și de asta vreau să încerc să-i conving pe oameni că dacă tot o fac, măcar să fie... Exact. Așa este, e foarte mare dreptate, deci e obligatoriu să venim la medic pentru că putem dezvolta boala chiar și dacă noi am îndepărtat căpușa. Deci nu este suficient să facem acest lucru. Și în final, și da, ne ajută. Și în final, cât mai pe scurt te rog, spune-ne, există și persoane, anumite tipologii de persoane care sunt mai, mai degrabă mușcate de căpușe decât altele? Acum depinde foarte mult de obiceiul nostru. Cum spuneați, mergem în parc. Deci nu are legătură cu grupa de sânge, cu modul de, cu tipul de piele? Nu, are legătură cu contactul direct pe care noi îl asumăm. Și bineînțeles, cei care intră în contact direct cu suprafețele, cu iarba, da, adică ne întindem pe jos, atunci bineînțeles că avem un risc mai mare, dar nu are legătură, nu avem o predispoziție și inclusiv persoanele sănătoase, perfect sănătoase, pot dezvolta acest lucru. Deci nimeni nu este protejat și un risc, riscul este dat doar de acest contact direct. Mulțumim frumos, Amalia. Deci trebuie musai să mergem la doctor, chiar dacă scoatem căpușa singură acasă. Doamnelor și domnilor, pauză de publicitate acum. Dar la nouă ne vedem, evident, cu informații proaspete. Dimineața din nou, doamnelor și domnilor, am revenit. Bună dimineața! Astăzi este ultima zi în care șoferii care au polițe RCA emise de City Insurance trebuie să încheie o nouă asigurare la un alt asigurator.
Asta din cauza falimentului companiei. Polițele RCA expiră, emise expiră la miezul acestei nopți, chiar dacă pe hârtie, teoretic, mai avea o perioadă de valabilitate. Dar conducătorii auto aflați în această situație își pot recupera banii pe lunile de valabilitate rămase doar dacă se adresează fondului de garantare a asiguraților. Cei care nu vor încheia noi poliția RCA riscă amenzi de până la 2000 de lei, reținere certificatului de matriculare, rămân și fără plăcuțe de asemenea. Șoferii implicați în accidentele rutiere provocate de asigurații City Insurance nu vor putea fi despăgubiți de mâine, așadar mare atenție. Da. Legea offshore, prin care România va putea să-și asigure necesarul de gaz pentru consumul intern, va intra astăzi la vot în plenul Camerei Superioare a Parlamentului. Senatul este prima cameră care o va adopta, fără prea multe modificări față de forma guvernului. Proiectul de lege a fost convenit chiar cu investitorii care îl așteaptă de câțiva ani pentru a începe exploatarea în Marea Neagră. Actul normativ va fi trimis înapoi, sau nu, apoi mai da, degrabă, da, la Camera Deputaților, care e foarte decizional pentru această lege. Și nici o zi nu a trecut de la lansarea trailerului filmului Avatar 2 și deja imaginile au fost disecate și analizate de fani. Cu toate acestea se știu foarte puține lucruri. Se știe că acțiunea are loc tot pe Pandora, 10 ani mai târziu, și este despre familia lui Jack Sully. E personajul principal al primei părți. Un lucru e cert, așteptările legate de partea secundă a celui mai de succes film din istoria cinematografiei sunt uriașe. Premiera va avea loc pe 16 decembrie. Este regizat tot de James Cameron, iar viitorul arată bine pentru fanii francizei, pentru că sunt anunțate 5 filme din această serie. Apropo, pentru prima parte, încasările au fost pe la 2,85 miliarde de dolari. Wow! Haideți să vedem și alte știri. A fost supărare mare aseară la Cluj-Napoca, după eșecul echipei Universității Cluj în fața echipei Hermannstadt. Galeria Universității Cluj s-a adunat în fața stadionului Cluj Arena pentru a-i apostrofa pe jucători după înfrângerea cu echipa din Sibiu. Rușine, țara, fie! Rușine, 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 țara, fie! Rușine, 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 țara, fie! Și ați văzut, un suporter s-a urcat pe o schelă metalică, de unde le-a și strigat jucătorilor că nu merită să joace la Universitatea Cluj. Fotbaliștii au încercat să-i liniștească pe fani, însă unul dintre ei a fost la un pas să fie agresat de suporter atunci când a încercat să se apropie de cei din galerie. Mai multe detalii vom avea ceva mai târziu și de la Marina Nițoiu la sport. Atâtea reguli. O barjă încărcată cu 1500 de tone de cărbun s-a scufundat în portul Constanța. S-a întâmplat în timp ce docherii încărcau marfa, iar la un moment dat au văzut că barja începe să ia apă și să se scufunde. Embarcațiunea urma să se alăture unui convoi care trebuia să plece aseară pe canalul Dunăre Marea Neagră. Nu se cunoaște deocamdată cauza sau cauzele scufundării, însă Autoritatea Navală Română a dispus efectuarea unei anchete. După cum vedeți, imaginile oricum sunt spectaculoase. Mai mulți reprezentanți ai capitaniei au fost trimiși la fața locului pentru investigații. Serviciurile auto au intrat în vizorul registrului auto român. Ce nereguli s-au găsit și câte au fost deja controlate, aflăm imediat la Focus la prima oră. Valul de scumpiri din ultima perioadă se simte și în piața asigurărilor RCA. La aproape un an de la falimentul celor de la City Insurance, prețul polițelor de risc aproape că s-a dublat. Cel mai mult au de plătit șoferii cu vârsta sub 30 de ani, dar tarifele din piață variază și în funcție de județ, de istoricul proprietarului sau de daunele mașinii. Specialiștii spun că prețurile vor continua să se majoreze tot mai mult din cauza inflației. Aproape un milion de români au fost nevoiți să-și renoiască polițele RCA până pe data de 11 mai, în urma falimentului de anul trecut al celor de la City Insurance, iar ofertele găsite în piață au fost mai mult decât dublate. Înainte plăteam undeva la 600 de lei pe an și acum am plătit 1200 de lei pe an. S-au mărit toate lucrurile, de la combustibil, asigurări, taxe, peste taxe. Plăteam 2 milioane și acum plătesc vreo 6, 300%, nu? Jecmăneală, nu pot să o numesc altfel. O mașină ca asta, să plătești 700 de lei, e mult. Șoferii trebuie să încheie altă asigurare pentru a circula legal și în același timp pot solicita returnarea banilor proporțional cu perioada de valabilitate nemai acoperită. Am alergat după tarife foarte mici, dar care nu au acoperit daunele celor care s-au regăsit în calitate de victime ale unor accidente. Prețurile sunt întotdeauna o consecință a daunelor pe care companiile de asigurări le plătesc.
Cu cât vor crește daunele, cu atât vom avea un impact în prima de asigurare. Valoarea unei asigurări RCA pe un an este influențată de sistemul bonus-malus. Șoferii care nu au avut daune primesc o reducere a prețului, în timp ce conducătorii auto care au provocat accidente vor achita mai mult. Cele mai mari creșteri de preț sunt pentru șoferii cu vârste de sub 30 de ani. Pentru o mașină cu o capacitate cilindrică de 1200 cm3, aceștia vor plăti pentru polița RCA 1400 de lei. Iar pentru un autoturism cu o capacitate mai mare de 2500 cm3, polița de risc poate să ajungă și la 3600 de lei. La polul opus, șoferii cu vârste cuprinse între 50 și 60 de ani vor scoate din buzunar pentru același tip de asigurare și același tip de mașină, sume cuprinse între 750 și 2500 de lei. Și nu este singurul motiv. Specialiștii în asigurări vorbesc și despre o tendință internațională care are ca efect scumpirile. Am avut de a face cu creșteri semnificative de prețuri, care probabil vor continua, legate de creșterea de costuri din industria auto la nivel mondial. Știți, dificultățile legate de transport. Datele oficiale arată că doar 70% dintre șoferi au o poliță RCA valabilă. Aproape un milion de români au fost nevoiți să-și reînnoiască polițele RCA până pe data de 11 mai, în urma falimentului de anul trecut al celor de la City Insurance, iar ofertele găsite în piață au fost mai mult decât dublate. Înainte plăteam undeva la 600 de lei pe an și acum am plătit 1200 de lei. E bine, și în aceste condiții, pentru că totul se scumpește, ce să vezi că și serviciurile auto neautorizate au fost luate în vizor de autorități. Registrul Auto Român a efectuat controle în peste 1000 de ateliere pirat. Amenzile aplicate se ridică la mai mult de 1 milion de lei. Mașinile reparate în astfel de serviciuri sunt adevărate bombe pe roți, avertizează inspectorii RAR. Gona după servicii ieftine și rapide face ca mulți șoferi să ajungă în servisuri neautorizate. Timp de 3 luni, inspectorii Registrului Auto Român au luat la bani mărunți pe cei care operează acest tip de afaceri aflate la limita legii. Peste 1000 de ateliere de reparații au fost controlate. Neregulile constatate au curs pe bandă rulantă. De la reparații fără autorizație tehnică, neefectuarea inspecției finale, care să demonstreze conformitatea lucrărilor de reparații, dar și intervenții realizate de personal fără nicio calificare în domeniu. Trebuie să ne gândim foarte bine că intervenția într-un sistem de securitate rutieră, într-un sistem de siguranță al vehiculului, este o intervenție complexă, o intervenție care necesită componente de origine sau componente omologate. Inspectorii avertizează pe cei care apelează la serviciile serviciilor neautorizate că la pachet cu prețurile de dumping primești și riscuri suplimentare legate de propria viață și cea a familiilor lor. Cel mai important este ca posesorul de vehicul, atunci când are o problemă, să se adreseze unui serviciu autorizat. Un serviciu care poate să-i acorde garanție și dacă merge pe recomandarea unui prieten, lucru care se întâmplă cel mai des în piața atelierelor de reparații din România, ar trebui înainte să verifice dacă acea recomandare este cea legală. Inspectorii RAR ne sfătuiesc să fim atenți inclusiv ce piese autocumpărăm din mediul online. Acestea trebuie omologate și să fie purtătoare ale unei garanții. Trenul Regal a pornit ieri într-o călătorie simbol cu ocazia Zilei Regalității. A plecat de la București, iar ultima oprire a avut-o la Galați. Oamenii l-au așteptat cu sutele și toți își doreau să o vadă pe Majestatea sa Margareta, pe Alteța sa Regală Principele Radu și pe Alteța sa Regală Principesa Sofia. S-a stat la Cozuriașe pentru vizitarea garniturii regale. Cu emoție, cu flori în mână, cu stegulețe și cu fotografii ale cuplului regal, gălățenii au venit în număr extrem de mare în gară pentru a-i întâmpina pe Majestatea sa Margareta, Alteța sa Regală Principele Radu și Alteța sa Regală Principesa Sofia. Altețele regale au fost primite cu pâine și cu sare. M-a impresionat foarte mult cele două prințese când au venit. Am reușit chiar să le dau și niște flori. M-a ajuns destul de în față și am fost decisă și ating. Am avut norocul. Da. De mult. Am întâlnit-o în 2018 la Iași. Gălățenii s-au înghesuit să facă poze cu altețele regale, iar cei mici au fost fascinați de imaginea din gară. După plecarea familiei regale, oamenii au stat la cozi interminabile, doar ca să aibă ocazia de a urca în tren. Cu toții voiau să vadă cum arată un tren regal pe dinăuntru. Gândim la vârsta care o are, într-adevăr, e deosebit.
Trenul regal al României a fost comandat de regele Ferdinand I în anul 1926, la Milano. Garnitura a fost livrată în 1928, la un an după moartea regelui Ferdinand. În prezent, este folosit de către majestatea sa, Margareta, custodele coroanei române. Pe vremuri, trenul avea o locomotivă cu aburi, acum aflată în curs de restaurare, și 5 vagoane. Vagonul sufragerie, vagonul regelui al reginei, vagonul invitaților și vagonul dedicat personalului casei regale. Oradea găzduiește zilele acestea Festivalul Fotografiei Europene. E practic o excursie ilustrată în orașe mai puțin cunoscute de pe continent, locuri prea puțin promovate, care merită să fie evident scoase la lume. Putem găsi destinații inedite de vacanță, surprinse de către fotografi profesioniști din toată lumea. Descoperim culturi, obiceiuri, medii sociale sau evenimente desfășurate pe bulevarde. Sună bine, așa? Peste 70 de fotografii sunt expuse zilele acestea în cetatea din Oradea. Tematica, străzi europene, a fost aleasă cu un singur scop, promovarea zonelor mai puțin cunoscute din Europa. Instantaneele descriu arhitectura clădirilor, cultura, traiul și obiceiurile localnicilor din orașe precum Edinburgh, Valletta, Cernăuți, Sighișoara, Salonta, Târgu Mureș sau Oradea. Dar nu lipsesc nici fotografiile realizate în zonele mai puțin celebre din marile capitale precum Londra, Viena sau Praga. Prima dată la această fotografie mi-a plăcut foarte mult, dacă vedeți, simetricitatea, cum e de simetrică. Și ca și expoziția asta, străzile europene, e foarte important să realizăm fotografiile astea, fiindcă trăim în Europa și ca să vadă și ceilalți cât de frumoasă e Europa noastră. Scopul tematicii din acest an este de a promova și altfel unele destinații de vacanță, dar și de a-i transmite publicului că o imagine realizată într-o călătorie poate fi transformată într-o adevărată operă de artă. Este o provocare pentru că, în general, noi nu ne dăm seama că pe stradă se întâmplă foarte multe evenimente. Deci de dimineață până seara și noi suntem participanții la acest spectacol. Vernisajul s-a bucurat deja de un număr mare de vizitatori dornici să vadă cum arată unele orașe ale bătrânului continent prin lentilele de fotograf. Cele alb-negru mi-au plăcut mai mult decât astea colorate, deși sunt mai aspectuoase, dar poate că din nostalgie îmi plac cele albe-negre. Expoziția va mai rămâne la Oradea până pe 17 iunie. În aceeași locație, vizitatorii pot admira și un inedit muzeu al aparatelor de fotografiat. O familie din Galați a trezit cu un musafir neașteptat, o căprioară. Animalul s-a refugiat în curtea acestea după ce fusese urmărit de o haită de câini. Oamenii au îngrijit-o timp de câteva zile și cu ajutorul specialiștilor au eliberat-o mai târziu în sălbăticie. Sare, să nu sare gardul, că a sărit. A sărit pe stradă. Această căprioară și-a găsit scăpare în curtea unor gospodari din localitatea Gălățeană Vânători. Speriată și rănită de câinii fără stăpân care o vânau cu ultimele puteri, Ciuta a sărit gardul. Aici a fost căprioara. A sărit gardul. A sărit de la stradă, nu știu de unde. Aici a stat o săptămână, cred că, nu? Nu, de joi și până în ieri. Timp de câteva zile, oamenii au îngrijit animalul. Au venit vecini din stradă de vis-a-vis și au strigat că am o căprioară în curte. Și ea a intrat, au văzut, au venit autoritățile, a fugit după ea, a sărit gardul, a venit iar înapoi și s-a localizat aici. Cred că din margine au adus-o câine, că câine au venit, că era ruptă și la buză, era rănită, dar la gură. Era... După care iar i-a mâncat copacii mei, uitați așa, mi-a mâncat căpșul. Era mărișoară, nu era pui. Era căprioară, dar tânără. Da, și era frumoasă, că e frumoasă. Căprioară, îți frumoasă. E cinic cum o fugărea câinii și a sărit gardul aici. Odată îndrăvenit, musafirul ar fi trebuit să se reîntoarcă în sărbăticie, doar că nu a fost deloc așa. Gazdele au avut nevoie de ajutor specializat. Am fost solicitat de către șeful de post din Comuna Vânători. Am constituit o echipă operativă mixtă, ne-am deplasat la fața locului, am identificat animalul, l-am tranquilizat, domnul doctor l-a supus unei consultații la fața locului. În cele din urmă, căprioara a fost eliberată în pădurea Gârboavele. Unde, mă, unde s-a dus? S-a dus. S-a dus.
Este a 77-a zi de război, iar Ucraina a oprit o parte din fluxul de gaze rusești spre Europa. Între timp, ies la iveală atrocitățile comise de armata rusă. Despre ce este vorba, aflăm imediat la Focus la prima oră. Șefa comunității de informații din SUA, Avril Haines, a declarat ieri că războiul dus de Vladimir Putin în Ucraina va escalada în lunile următoare și că victoria din Donbass ar putea să nu pună capăt acestui război. Vladimir Putin și-ar putea continua drumul către Transnistria. Avril Haines este de părere că pe termen scurt liderul de la Kremlin vrea să pună mâna pe regiunile separatiste Donbass și Luhansk, să controleze orașul Herson, iar mai apoi să extindă un pod pe uscat în sudul Ucrainei până în Transnistria. E bine, Ucraina a oprit trecerea unei părți din gazul rusesc către Europa printr-un punct de tranzit cheie, iar trupele ucrainene au preluat controlul în 4 sate din jurul Harkovului. De cealaltă parte, Putin a reluat bombardarea masivă a marilor centre urbane din Ucraina. Între timp, ies la iveală noi atrocități comise de invadatorii ruși. Procurorii ucrainieni documentează tot mai multe cazuri de torturi și violuri la care au fost supuși civilii din zonele aflate sub ocupație. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Numele ei este Mica. Are 41 de ani și locuiește într-un sat de lângă Kiev, capturat de ruși, eliberat recent de armata ucraineană. Femeia a scăpat cu viață și acum povestește calvarul îndurat. What that son of a bitch did to me was horrible. He forced me to... I can't talk about it. I'm ashamed and scared. În martie, mai mulți soldați ruși au rechiziționat casa în care locuia femeia. Știe bine numele celor care au fost călăi, Oleg și Dania. Abia acum a găsit puterea să relateze violurile repetate prin care a trecut. I want them to be punished by the court. The judges must decide what to do with them. Shoot them, kill them, tear them apart. The bastards. Acesta e doar unul dintre cazurile care demonstrează atrocitățile comise de soldații ruși. La Izium, lângă Harkov, în martie, au fost bombardate numeroase locuințe. Acum, sub dărâmături, au fost găsite cadavrele a 44 de oameni. Între timp, rușii își concentrează atacurile asupra Donbasului. În combinatul siderurgic din Mariupol, ultimul bastion al rezistenței ucrainene, soldații ucraineni au mai rezistat încă o zi asediului. Sunt peste 1000 de militari care, deși complet încercuiți, nu vor să depună armele. În Azovstal este iadul, spun civilii evacuați din uriașa platformă industrială de la malul Mării Azov. Lupte grele se dau și în sudul Ucrainei. Odessa a fost bombardată intens. Un mall și două hoteluri au fost lovite de rachetele rușilor. Входим на объекты, которые попала русская ракета. Всего было выпущено по Одессе 7 ракет. Данное предприятие, работающее предприятие, на котором шел рабочий процесс, погиб один человек. Cel puțin un om a murit și alte câteva zeci au fost răniți în timpul atacului. Uciderea civililor, torturile și violurile nu fac însă decât să întărească dorința ucrainenilor de a rezista în fața agresorilor. Un sondaj recent arată că peste 90% dintre aceștia sunt ferm convinși că vor câștiga pe câmpul de luptă. Și că tot am vorbit ora trecută despre inflație și cât de mare este ea în România, iată că au fost publicate datele care spun SEC că inflația a urcat la 13,8. Sunt datele transmise de INS. Alimentele s-au scumpit cu 13,5%, iar mărfurile alimentare vorbim de 8,9%. Și dacă ar fi să retaliem puțin, gazele, cartofii, energie electrică, uleiul, combustibilii s-au scumpit cel mai mult cu peste 30%, dar e important de spus că există și ceva care nu s-a scumpit. Biletele de tren. În rest, totul s-a scumpit. Și dacă tot vorbim de foarte mulți bani, vorbim de un portret din 1964 al lui Marilyn Monroe, semnat de artistul Andy Warhol, care a fost vândut la licitație pentru o sumă fabuloasă. Oho, tabloul a fost adjudecat pentru 195 de milioane de dolari. Lucrarea devine astfel cea mai scumpă operă de artă americană vândută vreodată. Portretul legendarei actrițe va ocupa de acum și un onorat loc 2 în clasamentul celor mai valoroase picturi la nivel mondial, fiind devansată doar de tabloul Salvador Mundi, atribuit lui Leonardo da Vinci. Imaginea iconică a lui Marilyn Monroe s-a aflat în ultimii 40 de ani într-o colecție privată din Elveția. A fost și proprietar, spun că vor folosi integral banii obținuți din vânzare în scopuri caritabile. After her death, it was inspired by Machine Gun Kelly și Megan Fox șochează mapamondul. Am luat o pauză pentru că e o altfel de știre asta. Recent logodiții își marchează evenimentele importante din viață cu un ritual de-a dreptul ciudat.
Își beau unul altuia câteva picături de sânge, iar Megan Fox declară că o fac destul de des. Întrebarea e destul de simplă. Câte evenimente au de trecut în calendar? Megan Fox și Machine Gun Kelly și-au anunțat logodna în luna ianuarie acestui an. Pe insulă, înconjurați de verdeață, liniște și lumânări, exuberantul artist a îngenunchiat și și-a cerut iubita în căsătorie. Evident că răspunsul a fost da, nici nu avea cum altfel, ținând cont de faptul că cei doi sunt de nedespărțit și iubirea lor a trecut la un alt nivel. În cazul lor și cuvintele "te iubesc" sunt banale. Aveau nevoie de mai mult, așa că au descoperit un ritual pentru noi de-a dreptul șocant. La fiecare eveniment important, își beau reciproc câteva picături de sânge. Deci, cred că a ne bea sângele unul altuia ar putea induce oamenii în eroare sau ei își imaginează că suntem cu pocale și suntem ca în Game of Thrones, bându-ne sângele unul altuia. Sunt doar câteva picături, dar da, ne consumăm sângele unul altuia ocazional doar în scopuri rituale. Machine Gun Kelly e cunoscut ca fiind extrem de extrovertit și exuberant, iar în prezența lui Megan Fox nici nu mai gândește clar. Este controlat, este ceva de genul hai să vărsăm câteva picături de sânge și să le bem fiecare. El este mult mai agitat și mai haotic, este dispus să-și taie pieptul cu cioburi de sticlă și să spună, ia-mi sufletul. Înainte ca Megan Fox să dezvăluie ritualul ciudat din cuplu, se știa că atât ea cât și Machine Gun Kelly poartă la gât fiole cu sângele celuilalt, exact cum purtau pe vremuri Angelina Jolie și fostul ei soț, Billy Bob Thornton. Fiul lui Billy Bob n-a ezitat să îi taxeze și i-a numit imitatori. Se dezăpezește Transalpina. Angajații de la Drumul Național intervin cu utilajele pe traseul dintre Obârșia Lotrului și Rânca. Iar acolo găsesc o zăpadă care are o înălțime de 3 metri. Întreg procesul de dezăpezire a părții carosabile a început încă de la începutul lunii. Se acționează cu utilaje, cu lamă, care nu sunt afectate atunci când reacționează cu bucățile de stâncă. Se dă cu material antiderapant și ulterior se va interveni și cu autofrezele, dar numai după ce se va trece de sectorul unde există risc să fie pietre în zăpadă. Asta e primul semn că s-a terminat iarna, nu? Da. Pregătește pentru tururile de bicicletă, Transalpina, să știi. Dăm pasa către Roxana, acum, care ne vorbește despre vreme. Bună dimineața, bun găsit tuturor! Astăzi se încălzește în toată țara, temperaturile vor fi destul de ridicate pentru această dată, astfel maximele vor fi cuprinse între 17 și 28 de grade, pe cer vor mai fi câțiva nori și este posibil să plouă slab la munte, în centrul și sudul teritoriului. Mâine se menține vremea frumoasă și caldă, maximele vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade, cerul va fi mai mult senin, însă vor fi și unele înorări în nord extrem al țării, unde spre seară vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va avea ușoare intensificări pe litoral și pe crestele Carpaților orientali. Și în capitală se încălzește, termometrele vor indica o maximă de 25 de grade, cerul va fi variabil și atmosfera va fi plăcută. Mâine vom avea parte de vreme frumoasă, va fi destul de cald pentru această perioadă. Maxima va fi atât de 29 de grade. Vineri se mai încălzește puțin și vor fi 32 de grade la amiază. Cerul va fi variabil, cu unorări temporare în a doua parte a zilei, când vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. Și la mare va fi cald, maximele se vor situa între 17 și 20 de grade, apa mării va avea temperaturi cuprinse între 15 și 17 grade, cerul va fi temporar noros și vântul destul de activ în a doua parte a zilei. Pe litoralul bulgăresc, cerul va fi variabil, iar în stațiuni temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 18 grade. Și în Grecia va fi senin, vremea va fi frumoasă și caldă, valorile termice se vor situa între 17 și 21 de grade. Mă opresc aici cu informațiile meteo, noi ne revedem diseară la Focus 18. Să aveți o zi frumoasă în continuare, Irina Daniel. Mulțumim! Adina Buzatu și-a luat lumea în cap și a plecat tocmai în Turcia la o mare porție de răsfăț. Unde se relaxează stilista, vedem imediat după publicitate la Focus la prima oră. Rămâneți cu noi!
S-a tot vorbit zilele acestea că se reia pauza mare în școală. Ei bine, se pare că despre asta a auzit și o mămică cu puii ei și nu îi alintăm acum, doar vă spunem că e vorba despre o rață cu bobocii ei, care au intrat agale în curtea unei școli din Cluj-Napoca. Mai departe, mai departe, să nu se sperie. Nu vă apropiați. E bine, a fost escortată cu grijă în afara școlii, ați și auzit. Mai departe, mai departe, nu vă apropiați. Pe semne, nu era în pauza mare, dar ce să vezi, rața era hotărâtă, n-au primit-o în prima școală, s-au dus așadar la a doua. Bobocii cu minți? După mama lor. E bine, și aici n-a mai fost scoasă din curte, dar mămicile prezent acolo au sunat la poliția locală și la mai multe asociații anti-braconaj să ceară ajutor. Și l-au primit. A fost o operațiune care a paralizat traficul pentru că rățuștele trebuiau să fie escortate până în parc, în gălac. Drăguțe. E bine, două trenuri s-au ciocnit în apropiere de Viena. În urma impactului extrem de violent, mai mulți oameni au fost răniți, iar garniturile au deraiat. Colega noastră, Carmen Gheorghe, se află la Viena și are mai multe informații. Carmen, te ascultăm. Bun găsit, Andreea. Accidentul a avut loc în apropiere de Viena. Autoritățile nu au însă până la această oră foarte multe detalii. Din primele informații știm că un tren a deraiat și tocmai din acest motiv impactul a fost imposibil de evitat. Știm până la această oră că o persoană a murit, trei oameni au avut nevoie de spitalizare, iar alți nouă au avut nevoie rapid de îngrijiri medicale. Într-unul dintre trenuri se aflau 56 de pasageri, dar și șoferul în momentul accidentului. Tot traficul feroviar din zonă a fost deviat. Nu este însă primul accident de acest fel care are loc în Austria. Anul trecut, 17 oameni au fost răniți după ce un tren regional în care se aflau mai mulți elevi a deraiat și a căzut într-un râu. Acestea au fost informațiile, Andreea. Praf, murdărie, geamuri sparte și resturi de mâncare, asta este doar o parte din ceea ce au găsit comisarii ANPC în peste 80 de mijloace de transport în comun din București. Mai mult, în multe dintre ele, sistemul de frânare, dar și cel de incendiu, nu funcționa corespunzător. Au fost, de altfel, scoase de pe traseu, de pe străzile din capitală. Pe de altă parte, circulă tot pe străzile din capitală mai multe tramvaie, troleibuze și autobuze aflate într-o stare deplorabilă. Și asta, bineînțeles, înseamnă un pericol major pentru toți pasagerii. Controlele protecției consumatorului au ajuns și la autobuzele STB. Comisarii au verificat peste 700 de mijloace de transport în comun, geamuri sparte, rugină și scaune rupte. Asta în aproape 10% din parcul auto al societății de transport. Situația este absolut dramatică. Sunt într-o avansată stare de murdărie. Ar și fi folosit alt termen mult mai brutal pentru a zgâria urechile celor care ar trebui să asculte. Am întâlnit situații de chedere lipsă, de uși care nu se închid, de geamuri care sunt sparte și cu niște improvizații de cauciuc cu un șurub, cumva țineau geamul să nu cadă fie pe călător, fie în afară pe carosabil. În urmă cu mai bine de o lună, inspectorii au mai făcut un control la Societatea de Transport București. Atunci, conducerea STB a făcut promisiuni că va lua măsurile necesare pentru a curăța și igieniza mașinile, lucru care nu s-a întâmplat. În plus, în multe dintre mijloace de transport au fost găsite discuri de frână crăpate, rugină în zona sistemului de furtune ale aerului condiționat și nici nu existau senzori la sistemul de alarmă în caz de incendiu. Nu este o prioritate pentru Societatea de Transport Bucureșteană modul în care sunt recondiționate sau întreținute mijloacele de transport, plângându-se lucrătorii de acolo de lipsa pieselor și de faptul că sunt obligați de situație pentru a avea un număr rezonabil de mijloace de transport pe traseu să facă tot felul de operațiuni și tot felul de intervenții la limita bunului simț tehnic. Utilizăm în procesul de reparație doar piese conforme, piese omologate în Uniunea Europeană. Mai mult de atât, ne implicăm în tot ceea ce înseamnă modernizarea parcului de vehicule. Pot spune că sunt 160 de angajați care spală zilnic vehiculele,
plus încă 70 care sunt delegați de la o zi de reparații, astfel încât personalul este unul suficient. Cele peste 80 de mijloace de transport în comun cu nereguli au fost scoase de pe traseu, însă aceleași probleme există în aproape toate celelalte. Situația este aceeași în tramvaiul numărul 36. Deși este încă în circulație, murdăria și praful sunt la tot pasul. Lipsa curățeniei a dus și la formarea pânzelor de păianjen. Și 46 care merge prin centrul orașului, tot așa e. Dimineața când iese din garaj, ies murdare deja, uite geamurile cum arată. E ceva de speriat, mizerie, ce să mai, că nu pune mâna să angajeze, să spele cum era odată, să spăla la capăt de linie, să spăla tramvaile, să făcea lună, curat, era drag sau ce acum se scârbă. Primarul capitalei nu consideră însă că problemele sunt atât de grave. Este în mod evident un control politic. Curățenia este, se face, nu este la standardele pe care le vrem, pentru că asta ar necesita niște investiții pentru care în momentul ăsta nu avem bani. Haideți să privim realitatea și să nu comentăm în niciun fel modul în care interpretează unii sau alții dintre cei ce au și au avut responsabilitatea de a remedia aceste lucruri. Controlele ANPC nu se opresc aici. Acestea vor continua și în țară la toate mijloacele de transport în comun. Și tot vorbeam zilele acestea de planuri de vacanță, căutam destinație. Bine, o avem chiar acum alături de noi pe Adina Buzatu, care e în Turcia, nu? Într-o super vacanță. Da, e la Bodrum, își face de cap acolo. Bună dimineața! Bună dimineața, Adina! O fi rău? Bună dimineața, dragilor! Păi normal, după atâta muncă, merit și eu un pic de vacanță, dar să știți că vacanțele astea pe barcă și nu sunt atât de luxoase. Știu că ar da bine acum să vă spun că sunt mega luxury, adică plătim o tonă de bani. Nu. Nu, sunt luxury pentru că sunt condiții superbe. Trăiești, uite, hai să vă arăt. Stați așa, că noi suntem la micul dejun și eu acum vă arăt. Da, trebuie să schimb camera că ești blurată și nu văd nimica și mor că nu văd mâncarea. Acum vezi, nu dau seama. Deci faci special asta. În orice caz, dibuim pe o masă plină cu bunătăți. Știu, gata, numai o secundă, am găsit să o schimb. Să vedem dacă ne iese. Dar nu știu de ce e tot blurat. Păi îți spun eu ca să nu faci poftă celor Adina, de acasă. Adina, dar pe ce se bazează meniul de acolo? Pe pește, pe fructe de mare, mă gândesc, fiind dragilor, în largul mării. Mâncăm fructe de mare, mâncăm pește, mâncăm, uite, un pepene super. Dar nu știu de ce mă văd doar eu, ceea ce îmi convine, să știi. Așa, asta zic, asta contează până la urmă. Deși totul e blurat, ce vreau eu să vă spun, este o barcă superbă. Sunt 6 dormitoare excepționale. Dacă vă uitați la mine pe Instagram, o să vedeți imagini cu dormitorul, cu cabina, care este enormă și este cât un dormitor normal, cu un pat de 2 metri pe 2 metri. Este foarte frumos. Și asta, dar poți să dormi, n-ai rău de mare? Atât cât te-ai gândit. Mă, nu am rău de mare, am fost și anul trecut tot cu Soleil Tour în această vacanță. Eu merg de ani de zile aici, numai că surpriza este că venind cu această companie, prețurile sunt mult mai mici. Deci eu înainte îmi rezervam direct și sigur că na, când rezerv pentru doar un grup de prieteni, ne eram mai mulți și stăteam pe o barcă, ne costa un pic mai mult. Așa, rezultatul din punct de vedere financiar e extraordinar și mă bucur să promovez asta, să vă spun și vouă că pe barcă te simți extraordinar, stai pe lângă mal, deci nu ți este rău de mare, mergem atât cât să traversăm dintr-un golf în altul și atunci, nu știu, e o bucurie enormă, deci nimic nu se compară cu o vacanță pe mare. Adina, dar zi-mi, te rog, că tot vorbeam zilele trecute aici în platou despre cum ne protejăm de soare. Mă gândesc acolo pe barcă când faci plajă, pentru că văd că ești bronzată, trebuie să te protejezi mai bine decât pe șezlongul de la malul mării, pentru că e vântul acela. Văd că te-ai bronzat bine, bine. M-am bronzat, dar folosesc protecție 50 și protecție 130. Deci eu folosesc protecție, mai ales pentru față, decolteu,
Ador soarele, dar nu-mi place să îmbătrânesc de la el, să mă îmbătrânească pielea, mă refer. Să știi că nu neapărat te arde mai tare soarele pe barcă, dar te bronzezi mai frumos. Deci bronzul pe corp este așa auriu, superb. E această briză care te ajută și marea, deci nu pot să spun. Eu de-abia aștept, stau de vorbă cu voi și imediat o să-mi scot pareu și o să sar în apă, vă garantez. Deci 2 minute mai durează. Bine, e masa asta superbă. Noi mâncăm 3 mese pe zi pe barcă, specific turcesc. Pe această barcă avem capitan, 3 oameni în personal și un bucătar care ne servesc în permanență și gătesc, mamă, deci niște bunătăți. Aseară ne-au făcut, de exemplu, chec. Am mâncat un chec superb și am mâncat... Și baclava, face baclava? Ia spune-mi dacă s-au făcut aici. Baclavale în prima zi, făcute aici, homemade. Ne-au făcut grătar cu pește, cu și halva, de nu-i așa? Și cu pâinea aia lor bună, nu halva, și cu pâinea aia lor bună. Eu vreau să recunosc că nu mănânc pâine, pentru că prefer să mănânc bunătățile pe care le gătesc. Adică știi cum înțeles. Tot o să vin. Dar mai cobor de pe barcă? Niște calorii prea mult mâncate, da? Deci niște calorii în plus, ca să nu zic kilograme, pentru că n-o suficient cât să nu le pun pe acele kilograme. Aha. Pe mine. Dar da, mâncarea este superbă, superbă, superbă. Iar organizarea celor de la Soleil Tour e genială. Sunt mega încântată, este vacanța dinainte de plecarea mea la Pitiuomo și de începerea comenzilor. Și pentru mine, știi cum e, momentul ăla de relaxare, de concentrare, ca să fiu foarte bună la comenzi și să aduc cele mai frumoase lucruri, să comand cele mai frumoase lucruri pentru bărbații din România. Când te întorci, Adina? Când te întorci în țară? Ca să știu când ajung la magazin. Pe 20 mă întorc, dragilor. O să vin neagră, bronzată, o să mă vedeți, o să fie ceva superb. Abia cred că așa mă vedeți cel mai bine. Da, abia așa e. Mulțumim frumos, mulțumim tare, Adina. Mult și distracție plăcută. Și să mergeți în vacanță pe barcă este o experiență for a lifetime. Este promitem că încercăm. Perfect. Mulțumim frumos. Toate bune. Te bucăm. Pa, Adina. Pa, pa. Păi, până atunci, zic eu, mă duc până la Lago Maggiore. Cu gândul să fie la vacanța asta pe barcă, nu? Da. Încheiem ultima oră de focus la prima oră de azi. Exact. Află cele mai noi informații de la noi la Focus la ora 14. Cunoaște secretele vedetelor la exclusiv VIP. Iar de la ora 20, ai de gând sau nu, dar trebuie să-l urmărești pe Jeff Bridges cum face dreptate cu orice preț în filmul serii la Prima TV. Pe noi ne puteți găsi pe Facebook Focus la Prima Oră, pe WhatsApp la numărul de telefon 0720111199 și pe site-ul nostru focusprimatv.ro. Evident că ne puteți urmări și pe primaprei.ro, este platforma noastră de conținut digital. Ne revedem mâine dimineață la ora fix. O zi excelentă! La revedere! Acest program este disponibil și pe Prima Play.